Bun găsit, prieteni! De trei decenii, o voce de aur a operei românești străbate lumea înregistrând succese răsunătoare. Astăzi, artista care îi aparține a venit acasă, la Iași și este oaspetele nostru. Să o revedem și să o ascultăm povestind despre izbânzile sale pe marile scene lirice ale lumii. Na, bine ați venit! Vă rog să luați loc! Doamna Elena Moșuc, drumurile dumneavoastră traversează țări, continente, dar nu trece o perioadă foarte lungă de timp și poposiți acasă, la Iași. Iași. Ce vă atrage încă? Iașul meu iubit, cum să-l uit. Rămâne permanent în inima mea. Am o legătură foarte strânsă cu acest minunat oraș în care se află familia mea orașul în care m-am născut și de care sunt foarte mândră. Am fost în septembrie ultima dată ca să o vizitez pe mama mea în timp ce eram la București pentru festivalul Enescu în care am cântat Mare misă în dominor de Mozart. O misă pe care am reluat-o după 30 de ani, că exact acum 30 de ani am cântat-o sub bagheta maestrului Mandel tot la Ateneu. Iar înainte de septembrie, ultima dată am fost în Iași, înainte de a începe această nebunie În ianuarie 2020 Exact, și mi-era mi -era dor Nu e efortul foarte mare atunci când e vorba de mamă, de prietenii apropiați, de cei care vă susțin chiar de la depărtare Pentru că dumneavoastră trăiți în Elveția sau aveți domiciliul actual în Elveția Domiciliul actual de 30 de ani, exact din 1991, când mi-am început contractul la Opera din Zurich, după o audiție pe care o făcusem în martie 1991 la Viena, pentru domnul Alexander Pereira, care urma să și înceapă activitatea sa de intendant, director general, cum ar veni la Zurich, m-a angajat pentru 3 ani, contract care s-a tot prelungit și uite că s-au făcut 30 de ani de când sunt în Țiuriș. V-ați simțit bine în Elveția, acolo? V-ați găsit alesul inimii și de aia probabil <laughs> da. ați rămas definitiv? Deci plecarea în Elveția nu a fost intenționată, programată, pur și simplu a venit. Știți, de multe ori Dumnezeu ți pregătește calea. Noi trebuie să fim deschiși să primim ceea ce creatorul nostru ne oferă. Uh, fiind uh, pasionată de mică de muzică, am studiat foarte mult. Uh, am participat uh, la primul meu uh, concurs internațional în 1990 la München, iar acest concurs mi-a deschis Poarta vieții, care cu multe, multe surprize, nemaipomenite, frumoase lucruri la care niciodată uh, nu m-aș fi gândit. Bineînțeles, că acea mică fetiță din ea și avea visurile ei, dar uh, totul era doar în mintea mea. Dar am învățat cu timpul că este foarte bine și recomandat să visezi pentru că ceea ce îți programezi în minte într-o zi se realizează. Elveția cumva a primit, știut fiind faptul că e o națiune mai rece, mai atentă la persoanele care vin, mai ales din estul Europei, deși, iată, sunt foarte mulți artiști, din câte am citit, artiști din estul Europei care trăiesc în Elveția. Artiștii, în general, și, în special, cei bine pregătiți și talentați, au, sunt im, întotdeauna uh, foarte bineveniți. Uh, eu nu am simțit uh, să fi fost tratată ca o străină, am intrat pur și simplu în acea familie a operei din Zürich uh, foarte ușor, bine, am fost foarte bine primită. Uh, la început mi-a fost puțin mai greu pentru că nu știam limba germană. Uh, învățasem destul de bine la școală franceza și engleza, iar norocul meu a fost că în Elveția se vorbesc toate limbile, dar, cum este zona germană, Zürich, am fost nevoită și am învățat singură. Îmi aduc aminte că în 1990, când am început să fiu invitată la Teatru Gernertplatz din München, să cânt Regina Nopții după o audiție, după la concursul din Mimice, unde am luat premiul întâi, am făcut multe drumuri la început cu trenul, după aceea cu avionul, uh, München, și München și în tren uh, aveam uh, o carte luată de la conservator cu limba germană și uh, am învățat gramatică, totul scris. Eu așa am învățat la școală să scriu totul pentru că uh, memoria vizuală uh, e uh, foarte eficientă. Și uh, uite așa, uh, în tren, uh, apoi uh, în, în spațiul german, la München, apoi la Zürich, am învățat uh, germana și apoi elvețiana, uh, pe care nu o vorbesc, dar o înțeleg foarte bine. V-ați adaptat la viața -am adaptat de acolo? M-am adaptat foarte bine, foarte ușor. Uh, am fost, uh, cum am spus, uh, totul ca într-o familie. Uh, domnul Alexander Pereira de la început m-a aruncat în apă rece, cu roluri dificile, regina nopții, un rol pe care l-am de Flautul fermecat. Da, de Mozart, rol debutat la opera din Iași în limba română și îi dat îi datorez acest lucru maestrului Corneliu Calistru, care a avut încredere în mine. Nu eram solistă pe atunci, intrasem abia în corul operei. Mi-a oferit acest rol care nu este interpretat de oricine. Trebuie să ai o voce care să răspundă foarte bine a celor două arii de tehnică pură, acrobație vocală. Eu studiasem rolul, niciodată nu aș fi gândit că îl pot cânta, dar l-am studiat, am avut mare succes, iar al doilea spectacol l-am făcut la München în luna. Cred că octombrie-noiembrie, în limba germană. Iată așadar dar acest pas, de fapt mai mulți pași din România, de la Iași la Viena și apoi la Zurich, a însemnat și în destinul dumneavoastră o revoluție. V-am ascultat de multe ori glasul în diverse roluri, o voce fantastică, apreciată și de specialiștii în opere. Spuneți-mi, eu sunt foarte curios și probabil și telespectatorii noștri aud cântând arii, opere, dar spuneți-mi, cum aveți grijă de vocea dumneavoastră? Foarte multe lucruri le-am învățat din mers. În primul rând, trebuie să fii foarte bine pregătit din punct de vedere tehnic, pentru că rolurile pe care eu le-am abordat toată viața sunt foarte dificile în special cele de bel canto, pe care m-am axat mai mult în ultima vreme. Dar de la început am înțeles că pentru ca să interpretez ceea ce dintotdeauna mi-am dorit, trebuie să am o tehnică vocală foarte bună. Am început studiul cantoului când aveam 16 ani, la Școala Populară de Artă din Iași, dintr-o dorință de a fi solistă în corul liceului pedagogic. Liceu pe care l-am făcut la dorința bunicii mele, care mereu spunea că când termin liceu vreau să ai o pâine în mână. Învățător a fi pe, în acea vreme era ceva extraordinar, o meserie de prestigiu importantă și ea întotdeauna și-a dorit acest lucru și am ajuns învățătoare. Din păcate, Bunica mea s-a stins cu trei săptămâni înainte de a începe eu cursurile la școală, ca învățătoare, și toate florile pe care le-am primit atunci de la copii le-am pus pe mormântul bunicii în semn de recunoștință. Deci, ziceam, mi-am început studiul vocal la Școala Populară de Artă cu doamna Mioara Cortez, cu care și astăzi am o legătură foarte strânsă. Chiar Altă și din, mare artistă și a Iașului. O, o, Când cânta la radio Eu plângeam și spuneam Bunică, vreau să cânt și eu ca doamna Mioara Nu mi-aș fi imaginat niciodată Că o să ajungă aceste vremuri Două surori excepționale Viorica da, Cortez și, și Mioara cu, Cortez Și cu Viorica am cântat acum câțiva ani La uh, festival uh, aici în Iași uh, Am continuat tot cu Silvia Tomovici La Școala Populară de artă Dar și cu profesori de la care erau soliști la opera uh, română din Iași, în special domnul George Popa, renumitul bas George Popa. Toată lumea mă întreba cum eu, soprano, studiez cu un, un bas. Dar când este vorba de tehnica vocală, nu contează cu cine studiez, tehnica este aceeași, în special bazată pe respirație. Tehnica respirației este cel mai important lucru. Și acest lucru îl dau eu mai departe la studenții cu care lucrez astăzi. Amintirile sunt pregnante și până ați ajuns și evocați clipe extraordinare. Revin la întrebarea mea. Astăzi, cum aveți grijă de voce? Există o rețetă? Păi vreau să continui. Deci, în primul rând, studiu vocal este foarte important. Ca să interpretezi o partitură, trebuie să fii tehnic, să rezolvi absolut tot ceea ce compozitorul... Și-a propus în acea partitură. Apoi, există un regim de viață, de alimentație, pe care trebuie să le respecti. Când eram mai tânără, și ca toți tinerii, nu suntem foarte atenți, dar în timp am învățat că înaintea unui spectacol trebuie să nu mănânci orice, trebuie să te odihnești foarte, bun, foarte mult. Cel mai bun medicament pentru cântăreți este somnul. Atunci cântăm noi cel mai bine când suntem foarte odihniți. Dacă suntem obosiți, vocea nu răspunde. Pentru că noi nu cântăm doar cu corzile vocale, cântăm cu tot corpul. Tot corpul trebuie să fie prezent, să fie între. Noi suntem ca niște sportivi de performanță. A fi solist de operă e o meserie considerată muncă grea. Înainte eu nu înțelegeam acest lucru. Dar cu timpul mi-am dat seama că așa este și trebuie să am grijă. Deci este o viață de sportiv și care ține toată viața. De la început până la sfârșit. Și, și un program riguros pe care trebuie să-l respecti. Bineînțeles și mai ales când sunt foarte multe repetiții, în special repetițiile finale înaintea unei premiere. Cea mai proaspătă este norma de la Opera Națională din București. Am avut premieră săptămâna trecută, am făcut două spectacole doar cu o zi pauză între ele. A trebuit să încerc pe cât posibil să mă odihnesc pentru norma, rolul pe care îl interpretez eu și considerat rolul rolurilor, pentru că este foarte complex, dificil de interpretat, lung după ce am cântat Norma Lucia de la Mermur la Berlin, mi s-a părut o plimbare. Deci Norma este un rol la care visează toate sopranele, dar nu oricine ajunge, pentru că sunt multe condiții de îndeplinit. În primul rând, vocea să fie perfectă pentru bel canto. Bel canto este un stil care îți cere toată experiența să folosești toată paleta de culori, de nuanțe și tehnica folosită la maximum ca să pui în valoare nu numai omul politic, preoteasa, autoritară. Fata este și fata lui Orovezu, este fiică, nu? Este prietenă, este iubită, este mamă, deci sunt fațete care trebuie spuse în valoare și acest lucru îl realizez doar dacă ești. Ai o pregătire complexă. Când v-ați însușit toate aceste rigori? Când le-ați asumat? Deci, înainte de a debuta, în 1990, cu Regina Nopții, un rol care trebuie să fie perfect. Înainte de a debuta, 10 ani am studiat cu diversi profesori. Mult și singură, deci o mult timp am fost autodidactă și înainte de a merge la München și după ce mi-am început activitatea la München, la Zürich Apoi în 1990 mi-am început studiul la conservator, am reușit doar un an să-l frecventez la zi Uh, pentru că a venit acel contract la Zurich, nu puteam să renunț la Zurich ca să rămân să fac conservatorul uneași. Adevăratul meu conservator a fost la Zurich, unde am avut ocazia să lucrez cu cei mai mari dirijori din lume, cei mai mari regizori din lume. Am stat alături pe scenă cu soliști uh, faimoși la care pe care îi știam doar de la televizor sau de pe înregistrările audio. Dar spuneți-mi, când ați prins drag de muzică? Cum ați ajuns la muzică? Drag de muzică am avut întotdeauna. Când am de mic copil cu bunicii la biserică, la biserică eram în cor, făceam repetiții. Mi-aduc aminte la biserica Frumoasa, cu părintele Sava Leonida și doamna Claudia Sava. Făceam repetiții acasă, doamna Claudia cânta la pian, făceam repetiții în cor, pe patru voci cu... Deci eram cu bunicii mereu prezentă și așa s-a dezvoltat această dragoste Cine v-a spus că aveți voce? Păi toată lumea spunea că am voce Și la biserică, și la școală, la școală eram solistă când aveam un cântec Foaie verde maghiran, n-am înțeles niciodată de, de ce cântam un cântec oltenesc când puteam să cânt unul moldovenesc, dar mă rog, tot acea melodie era uh, hitul meu la orice festivitate. Uh, și uh, mi-am dat seama că am voce și îmi plăcea, tot timpul cântam și noi, românii, la toate festivitățile, la orice aniversare, la orice... se cântă, se cânta. De Crăciun, de Paște, avem cântări minunate, colindele sunt extraordinare, pe care și eu și astăzi le cânt la Biserica Ortodoxă din Zurich, unde avem o parohie, dar și pe ai mei am învățat. În 1993, pe scenă, l-am cunoscut pe soțul meu, Cristof, care este avocat, de atunci era student, dar el de mic a studiat pian, a cântat în corul de copii la Țiuri și a continuat în corul suplimentar în care este și astăzi. Iubește foarte mult opera și, în general, muzica clasică. Și a fost această, acest cadou al lui Dumnezeu de a mă aduce într-o familie așa de uh, extraordinară cum este familia mea din Zurich, uh, socrii mei, uh, soțul meu uh, și prietenii. Uh, deci, uh, uh, Dumnezeu mi-a foarte bine, m-a călăuzit pe drumul meu. Nu v-a Christ... atras muzica populară, muzica ușoară? În vremea aceea. Uh... Erau adolescentele, erau atrase, existau concursuri. Sora mea cânta muzică ușoară. Eu am simțit că vocea mea este mai adaptată muzicii clasice. Iar, cum am spus, în liceu pedagogic doream foarte mult să fiu solistă, pentru că aveam o colegă care frecventa cursurile Școlii Populare de Artă. Iar ea era mereu solistă. Și doamna minunata mea profesoară, Florica Bart, care îi datorez foarte multe, mai ales pentru că ea era foarte severă și ne obliga să știm solfegiu foarte bine. Ca viitori învățători trebuia să știm să, să citim o partitură, un cântecel nou pe care să-l prezentăm copiilor. De aceea. Dânsa a insistat foarte mult pe pregătirea muzicală. După ce am început cursurile și vocea a început să funcționeze mai bine, am devenit și o solistă la, în corul liceului. Și așa, pas cu pas, s-a dezvoltat cariera mea. Faptul că ați cântat în corul bisericii și acest lucru v-a apropiat de, de da. credință, v-a ajutat pe parcursul carierei? Da la biserică, deci de mică cu bunicii eram în cor la Frumoasa apoi mulți ani am cântat în corul cimitirului Eternitatea din Iași la biserica Sfântul Gheorghe, unde părintele paroh portase Gheorghe portase iubea mult muzica, corul și era un cor consistent veneau coriști și chiar soliști de la opere, de la filarmonică, iar domnul profesor Mircea Brehuiescu care făcea săptămânal câteodată chiar de două repetiții, în special înaintea sărbătorilor de Paști și de Crăciun, dorea foarte mult calitate și uite așa am învățat foarte multe de la el. El era foarte pasionat de, o, de muzică și mereu venea cu piese noi. Apoi, mulți ani am cântat și în corul Mitropoliei. La eternitatea cântam dimineața de la 7 la 9, mă urcam în tramvai și ajungeam la ora 10, trebuia să fiu în, la Mitropolie, de la 10 la 12 cântam acolo. Iar maestrul Alexandru Verdeș, renumit și dumnealui prin severitatea sa, mi-a fost de mare ajutor. El făcea într-adevăr muzică, avea elemente foarte bune și uh, frazarea pe care am învățat-o la Mitropolie și în special cântul în piano m-au ajutat pe mine foarte mult. Chiar acest cântat în piano este un fel de, se spune în german, markenzeichen, un, 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 semn important pentru vocea mea. Adică este bine să ai o voce puternică, să ai un volum, dar cântul în piană este mult mai dificil și foarte apreciat. Pentru că acel cânt merge foarte, cânt îngeresc la inima publicului. În Elveția spuneți că ați făcut a doua facultate, ați învățat foarte mult de la cei din preajma dumneavoastră. Ați fost repede agreat în acest univers al lirismului, în acest univers al operelor? În fiecare an am primit roluri noi, măcar unul, două, chiar și trei debuturi, în fiecare an, nu numai la Zürich dar uh, uh, și în alte uh, 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 orașe, metropole importante din lume, Zürich, prin prezența domnului Alexander Pereira, a devenit uh, un, un punct foarte important în, uh, pe scena liricii mondiale, pentru că cei mai mari veneau la Zürich. Am uh, uh, avut uh, ocazia, cum am spus, să fiu să cânt uh, uh, cu Domingo, Careras, Mirela Freni, Alfredo Kraus, a cântat cu un an înainte de a muri, a cântat Lucia cu mine. Uh, știa că sunteți româncă? Uh, da, de unde, păi știa noi, de unde veniți? Păi noi când facem repetiții ne prezentăm și avem o, o relație foarte prietenească. Știau despre România? Bineînțeles că știu. Și sunt foarte mulți cântăreți români foarte apreciați în lume. Dintotdeauna mă gândesc, acum îmi vine în minte Virginia Zeania, care acum câteva zile am plinit 96 de ani și cu care m-am împrietenit foarte bine. Acum trei ani, după ce am citit biografia și am fost atât de impresionată de viața ei tumultoasă, am dorit foarte mult să o cunosc. Și cum eu și Cristof eram prezenți la Las Vegas să sărbătorim 20 de ani de căsătorie și 25 împreună, și ne-am recăsătorit într-o capelă din Las Vegas, numai noi doi, singuri, am zis să mă, de la Las Vegas fac un salt la New York, iau avionul, mă duc la Palm Beach și o vizitez pe Virginia Zeane. Atunci am cunoscut o persoană agreabilă, extraordinar de plăcută, modestă. Bineînțeles că am discutat și despre uh, muzică, despre tehnică vocală. Uh, mi s-a confirmat că tehnica vocală pe care eu o folosesc este cea adevărată, de fapt cea italiană. Pentru că eu, de la începutul carierei, nu chiar de la început, deci eu am fost la și în 1991, în 1996 am cunoscut o maestră de canto extraordinară la Milano, Mildela D'Amico se numește, cu care am contact și astăzi și cu dâns am, am aprofundat tehnica vocală italiană cea valabilă, în special în repertoriul italian. Dumneavoastră nu veneați pe un teren arid, în afara României, ci într un spațiu în care arta lirică românească era apreciată. Bineînțeles, dar sunt foarte mulți cântăreți români și toți sunt apreciați în străinătate. Acolo nu în, în meseria noastră nu se ține seama de naționalitate, este ca și în sport. Cine are, are valoare. Cali, valoare, calități, este foarte apreciat. Eu asta am simțit de la început. Nu Relația mea cu, cu lumea din vest a fost de la început una ideală. Iar prin faptul că am fost pregătită și aici trebuie neapărat să o menționez și pe minunata noastră soprană, Ișanca Adriana Severin, care mi-a fost profesoară în conservator. Din păcate am lucrat. Cum am spus, numai un an la zi, un an am putut să lucrez cu Dumnezeu, dar ea m-a susținut foarte mult să îl termin la fără frecvență. Pe atunci eram singura uh, uh, studentă din țară cu dispensă uh, ca să fac conservatorul la frec fără frecvență. Și dânsa m-a susținut ca să-l să pot uh, termina și în 1997 după... În fie, după ce veneam în fiecare an să-mi dau examenele, am, am terminat cu Brio Conservatorul. Ați cântat pe marile scene ale lumii, în săli prestigioase, ceea ce cred că pentru orice român este o mândrie. De la început am fost invitată în special în spațiul german. Pentru că acolo mi-am acolo mi -am început cariera și deci după München în, în, am fost invitată la Zürich, deci este tot în, partea germană în, chiar dacă este în, în Elveția. Am continuat să cânt în Düsseldorf, Duisburg, în Berlin, Essen, unde am făcut niște producții extraordinar de frumoase și de acolo mi s-a dus vestea. No? Și, prin prezența multor directori de operă uh, la, în, toat, în, aceste teatre, uh, am primit invitații foarte onorante pe care eu le-am uh, cărora le-am răspuns uh, prin prezența și oferind arta mea care a fost foarte apreciată uh, mi-a crescut uh, valoarea uh, și am cântat peste tot. Viena, Paris, Barcelona, Madrid, Berlin, absolut în, în, în toată lumea. Tokyo, Shanghai. Am debutat după 17 ani de carieră, am debutat la scala. În Italia am cântat foarte mult. La scala am debutat cu maestru, maestrul Lorin Mazel într-un rol verdian. Violeta din La Traviata și la scală este foarte dificil să, să, pătrunzi. Să, să pătrunzi și să ai succes cu un rol verdian, pentru că Verdi este pentru italieni top. Și acolo un public foarte exigent. și exigent. Și am avut succes de la prima mea apariție. La Scala am mai cântat Rigoletto foarte mult. Operă cu care am făcut și uh, turneu în Japonia, cu ansamblul scalei. Am cântat la scala uh, Luisa Miller, am făcut eu o premieră după 20 de ani uh, sub bagheta maestrului Gian-Andrea Noseda, care acum este, din acest an, uh, director uh, muzical la Zurich. Am mai cântat uh, Micaela în opera Carmen, Lucia de la Mermur și în toate teatrele importante din Italia. Și Italia, mai ales pentru repertoriu pe care eu îl cânt, cel italian, e foarte important. Sute de mii de spectatori, am, 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 aplauze. Am amintiri fenomenale de la Arena di Verona. Nu este ușor să cânți în fața 15.000 de persoane, în aer liber, și să fie o liniște perfectă, iar sunetul tău din adio del passato într-a viata să, să zboare uh, ca uh, ciripitul păsărelelor. Este un schimb de energie între solist, între scenă și public. Noi dăm din energia noastră, dăm arta noastră, iar publicul prin aplauzele pe care ni le oferă și prin care ni se confirmă valoarea, uh, ne încarcă. Muzica este înălțătoare, uh, muzica are vibrații înalte. Mă refer la muzica clasică în general sau muzica bună de calitate. Aș vrea să facem aici o paranteză și să mulțumim complexului Belaria pentru că ne găzduiește emisiunea. Dincolo de marile spectacole în care ați cântat, uh, au fost și concursuri internaționale. München, în uh, 1990, în 2000, unde am luat premiul întâi, în anul următor, la Monte Carlo, am obținut premiul întâi, și apoi diferite premii oferite de Asociația Criticilor din Italia, un premiu foarte important, Siola să, să, fie apreciată de criticii muzicali din Într -o Italia. Într-o țară în care Udesar. opera este prin plan. Da, acolo s-a născut opera. Chiar apropo de acest lucru, mi-am adus aminte zilele trecute, îl întrebam pe maestru Corneliu Calistru, cu care am Ajuns făcut Ajuns la parte o vârstă venerabilă multe... și sărbătorit de opera Exact, aici. am făcut multe concerte cu dom domnia sa la începutul cariere. L-am întrebat, maestre, oare de ce... În Italia este patria muzicii. De ce acolo s-a născut opera? Și el zice, măi, am să dau o explicație foarte simplă. Acolo este cald și când este cald, toți au această plăcere de a cânta. Unde este frig, nu prea ești atras. Ești îndemnat să cânt. Îndemnă, Exact. Premiile sunt foarte onorante. Este ca răsplata pe care o primește un copil după ce face o faptă bună. Înseamnă Iar o confirmare periodică? Este, este o confirmare. Bineînțeles că fiecare spectacol pentru noi este un examen. Noi nu suntem salariați, mergem la birou și la sfârșitul lunii primem. Noi suntem angajați, în special soliștii freelancer, deci care nu sunt fix. Sunteți angajată acum undeva? Nu, nu, nu. Eu am fost angajată fix la Zurich până în 2000. Apoi mi-am dat demisia că nu am mai vrut să fiu angajată, că nu mi se permitea întotdeauna să fac anumite deplasări. deplasări. Și am zis că eu plec de la Țiuriș, dar domnul Pereira nu a vrut să, să mă piardă din ansamblu și m-a angajat ca gast, se zice, invitată. <laughs> și mi Pe proiecte. Pe opere, dar am, Chiar dacă aveam numai 15 spectacole în, pe an, acolo am cântat mai mult. Premiul cel mai important din cariera mea l-am primit acum 2 ani. Acel Oscar de la Lirica fiind considerată pentru anul 2019 cea, mai, română... bună soprană a lumii. Asta a fost. Eu niciodată nu. N-a fost așa o doritoare de premii. Pur și simplu, așa cum. Da, dar noi românii am fost mândri, cel puțin. Păi, a eu... fost un premiu Ești pentru... mândru când un român, un, un semen de al tău. are un asemenea triumf, pentru că e vorba de un triumf, nu mai da, păi eram, vorbim de un concert am sau altul. Au fost trei soprane nominalizate, nominalizate Ana Netrep, cu eu și Ana Piroții. De două ori am fost nominalizată, și în 2018. Dar uite că acum -a... premiul a venit la mine, m-a dorit foarte mult. Este un premiu al meu personal, o recunoaștere a muncii mele de 30 de ani, dar este și un premiu pentru România. Nu? Sunt prima româncă, singura româncă până acum, care primește acest Oscar. E ceva extraordinar Nu putem decât să vă felicităm dar, și să spus, ne bucurăm împreună A fost de acest un lucru de 30 de ani de filigran Cum ziceam, vorbeam cu doamna Alice Barb Nemai pomenită regizoare Regizoare Alice Barb Cu care a, a făcut norma A montat sunt, norma, da Sunt fericită că am cunoscut-o Deci Noi ne știam de câțiva ani Dar este prima întâlnire într-o producție Ea zicea că ea vrea să facă o couture scenă și a făcut iar eu i-am spus că eu fac o muncă de filigran în cântul meu asta am făcut toată viața iar cine m-a ajutat și mai mult să fac acest filigran și mai fin a fost soțul meu Cristof și soacra mea Meret care aproape la toate spectacolele mele au fost prezenți în sală și de fiecare dată îmi zicea uite în fraza asta poți să faci sunetul ăsta așa sau întotdeauna plus că eu mi-am observat colegii când în... am fost colegă cu regretata Edita Gruberova care ne-a părăsit săptămâna trecută pe 18 octombrie parcă eu am alternat cu ea ea era cea mai mare coloratură a lumii a fost considerată în ultimii ani am alternat cu ea roluri ca Lucia de la Mermur, Țerbineta, Elvira în Puritanii și a cântat foarte mult Belcanto. Eu am observat-o pe scenă cum joacă, cum respiră, cum își pregătește frazele. Deci, meseria se mai și fură dacă ești atent și dacă vrei să înveți să te perfecționezi. Și dacă vrei să înveți, pentru că mulți, după ce au terminat conservatorul, gata, ei cred că sunt... Sau poate când nu. ajung la un anumit nivel. Maestru Ion Buzea, renumitul tenor care trăiește la Zurich și la care mă mai duc și eu din când în când, deci am maestra mea de la D'Amico la Milano, dar l am pe maestru Ion Buzea la Zurich. E bine să înveți de la cât mai mulți. El spune așa, Uh, un solist de operă învață până la pensie și după pensie. Deci noi suntem obligați ca să rămânem top cu fiecare spectacol să crește. De exemplu, uh, când am o producție, să zicem acum Norma sau mă rog Traviata, uh, noi facem diferite producții uh, în diferite orașe, uh, avem alți dirijori, avem alți colegi avem uh, altă regie, deci ideile vin pe măsura acestor lucruri. Deci de fiecare dată creștem rolul sau chiar în aceeași producție, uh, spectacolul crește de la unul la altul. Deci când... prin contribuția Exact. Fiecaruia. și, și uh, mie îmi place să întotdeauna să aduc ceva nou cu fiecare spectacol, chiar dacă este un sunet mai altfel sau o frază, să-l îmbogățesc, să-l cresc, să-l fac interesant, pentru că nu-mi place să mă plictisesc. Vreau întotdeauna să aduc ceva nou pentru public, pentru că sunt mulți fani de operă care vin la toate spectacolele. Deci nu poți să la le prezinți... A... trebuie mulțumiți cumva exact. cea ceva nouă. Da. Exact. Dar de... în primul rând mă mulțumesc eu pe mine. Sigur. Nu e istovitor să te întâlnești la fiecare concert cu un alt dirijor, cu altă orchestră, cu alt regizor? Nu, e, e ceva frumos, interesant. Bine, mai ales... Pentru că de... fiecare este o personalitate. Fiecare are stilul lui, trebuie să te adapteze. Da, și el trebuie. trebuie să se adapteze. Bineînțeles, trebuie să existe o armonie în, în lucrul de echipă, pentru că suntem o echipă. Opera este un lucru de echipă, nu, nu putem face singuri. Acest, nu este un recital unde eu singură mă produc. Trebuie să fim toți, să avem aceeași viziune și fiecare, să, participe. să participăm, fiecare să-și facă treaba cât mai bine. Și uh, să facem ceva interesant. Eu am cântat uh, Regina Nopții de 250 de ori în viața mea. Cel mai apariții. Da, cel mai multe apariții. apariții, pentru că am cântat vreo 20 de ani, așa m-am fă și făcut cunoscut cu Regina Nopții. Uh, am cântat Lucia, Gilda și Violeta într viața, de vreo 150 de ori, fiecare. E. Cu fiecare producție, eu aceste roluri mi le-am îmbogățit. Aceste roluri, eu le-am studiat la început și Regina, dar Regina e mai puțină mișcare scenică. Dar și acolo trebuie. Cu timpul am învățat să fiu mult mai prezentă și autoritară. Dar la Gilda, Lucia și Violeta am lucrat foarte intens cu doamna Gina o mare solistă a operei din Iași, și acest lucru s-a întâmplat la ea acasă, unde avea un, o blană de urs, eu pe acea, pe acea blană de urs am învățat să, să mă mișc și să mor cât mai elegant, am devenit specialist. Mi-ați anticipat întrebarea legată de mișcarea scenică, pentru că, dincolo de interpretă, de operă, de uh, cântăreață, trebuie să aveți uh, și un uh, joc, trebuie să uh, fiți și un actor. Bineînțeles, mie îmi place foarte mult uh, să observ uh, actorii ori pe scenă în teatru, ori în filme, mai mult în filme, pentru că acolo se văd detaliile de expresie, de... pentru că sunt multe momente în operă când nu ai de cântat. Dar, în timp ce colegul își cântă rolul, noi trebuie să avem o acțiune, trebuie să reacționăm, la, nu să stăm stană de piatră. Ați cochetat cu filmul da, am și jucat în da, acum în 2003 în filmul The Genius of Mozart, genul lui Mozart, realizat de BBC. Da, da, a fost o experiență interesantă la fiecare Cam o săptămână am fost prezentă în set la 6 dimineața, dacă vă puteți imagina, de la 6 dimineața până seara. A fost cam obositor, dar, mă rog, a fost interesant și s-a întâmplat mai ales că atunci uh, eram la Covent Garden, la Londra, cu uh, tot cu Regina Noții. Spuneți-mi când veniți la Iași. Ce vorbiți cu mama dumneavoastră? Ce vă spune? Ah, de toate, de toate. Mama o iubesc foarte mult. Ea e cam bolnăviară de un timp și. Îmi pare rău că doar o singură dată a fost în Elveția cu, cu soțul ei, cu Nenea Costel. Cu vă urmărește care... ca si. cariera pas cu pas? Păi, eu. Din ce povestesc eu sau ce vede la televizor, de multe ori mă pur și simplu mutând programele, mă vede. O sunați des? Da, 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 vorbim, vorbim des. Îmi pare rău că doar o singură dată a fost la Țiuri și știu că a văzut, m-a văzut în rolul Sofii, în roz în cavalier. Eram și la începutul carierei mele cu Cristof, că în 1993 l-am cunoscut pe soțul meu pe scenă, în opera Electra, unde eu aveam un rol în acea operă și el avea rolul de actor. Așa și a imaginat regizoarea Ruth Berghaus, o mare, un mare nume. Da, a fost la Zürich și a plăcut foarte mult, dar după exact atunci a început să meargă foarte bine în cariera mea. Eu eram plecam dintr-un avion în altul. A, așa a fost toată viața mea. Și a fost mai greu să, să vină la Țiuriș. Ar fi trebuit să o invit probabil în uh, alte orașe să mă vadă în producție, dar uh, de fiecare dată când am cântat la ea și a fost prezentă în sală, și va fi și acum uh, la Traviata din 7 de noiembrie prezentă. Vă mai mea. dă un sfat de viață? Bineînțeles, bineînțeles, ca orice mamă, nu? Noi suntem copii... Chiar dacă, uite, acum și am 60 de ani, nici nu vine să cred. Ei, mai e mult până atunci. E, mai este un pic, dar nu mai este mult. Dar mă străduiesc să nu-i demonstrez. Și acest lucru se întâmplă prin felul meu de a fi. Eu sunt o, o ființă... Un om deschis. Deschis, optimistă, încrezătoare. Eu am foarte mare încredere în ajutorul lui Dumnezeu. De la început de la începutul carierei, când așteptam ajutor de la unul sau de la altul, și mi-am dat seama că nimeni nu mă ajută. am zis, Doamne, eu mă las în, în mâinile tale, și atunci a venit acel concurs la Mission care pur și simplu mi-a deschis uh, ușa vieții. Sora noastră a da. continuat să cânte? sau? Da, ea sau... cântă așa de plăcere, dar uh, nu, profesional. Are o voce foarte frumoasă. Sora mea, Marinela, trăiește la Milano de mai mulți ani și ne vizităm, vorbim foarte des, aproape zilnic. Știți ce am observat? Pentru că iată ne aflăm aproape de finalul dialogului nostru. Uh, am observat că ați, și, și sper că acest lucru să-l fi receptat și telespectatorii noștri de astăzi. Ați rămas româncă. Sunteți o fire păi deschisă. Eu... Deși ați trăit și trăiți mult timp în Elveția, sunteți foarte directă, eu sunt sinceră. Nu este bine întotdeauna, dar nu pot să mă schimb. Iubesc oamenii și uh, falsitatea nu o suport. Uh, îmi place, cum am spus să fiu directă, îmi place uh, să mă comport normal. Uh, iubesc, îmi iubesc țara foarte mult, nu pentru că așa am învățat la școală, Că nu știu, mi se păreau mult mai patrioți oameni înainte. Nu știu de ce, și prin tot, nu numai prin cântecele patriotice, dar educația în spirit patriotic, dar pur și simplu îmi iubesc pământul, iubesc oamenii, iubesc credința noastră ortodoxă, iubesc muzica românească pe care o pun în valoare de fiecare dată și în recitalurile mele, chiar și în concertul meu, Rezonans, pe care l-am uh, creat pentru mine și pentru Cristof, soțul meu. Chiar acum trei ani l-am uh, cântat pentru prima dată, uh, fiind invitată la uh, Festivalul Internațional de Muzică de la Piatra Neamță. Neamț am încheiat uh, festivalul în care a, și Cristof și-a realizat visul său de o viață. Dirijând orchestra, a dirijat trei are și o piesă instrumentală, Cavaleria rusticana Intermezzo. Am mai făcut câteva concerte la Ateneu, la Belgrad și chiar anul acesta, când mi-am sărbătorit 30 de ani de carieră la Opera Națională din București, a dirijat Aria din Tosca. Anul acesta a fost un an aniversar pentru mine, nu numai cu acel concert de la Oper, dar și concert de la Ateneu, cu un. am făcut un recital așa cum eu fac întotdeauna, foarte lungi și grele, și pentru că îmi place să cânt. La Ateneu. Frumos ce a spus, pentru că îmi place. Îmi place, îmi place. E foarte pentru important mine să nu. ne placă ceea da, ce facem. Da, faci. nu, pentru mine nu există ceva greu. Exact asta mă tentează Tot ce greu, toate rolurile pe care le cânt eu sunt grele Și asta mă, mă, mă fac să, să studiez, să, să scot tot ce este mai bun din, din mine Pentru că Dumnezeu, și asta o spun des, mi-a dat un talent Pe care eu am încercat și cred că am reușit în mare măsură să l înmulțesc Să, să, să obțin uh, rezultate... Uh, frumoase, nu numai pentru mine, dar și pentru oamenii cărora le cânt, îi încânt, sper și cu care doresc să rămân în, în armonie. În momentul când puneam la cale această întâlnire și acest dialog și a durat ceva vreme din cauza programului dumneavoastră extrem de încărcat, mă gândeam la faptul că la... Nivelul la care vă aflați acum în uh, opera mondială, uh, veți fi un interlocutor rigid, uh, cu o anumită atitudine distantă. Eu am o relație foarte uh, prietenească, pentru că așa am fost învățată de mică de bunicii mei, Nicolae și Victoria, care am... Le, le port o mare recunoștință și pentru pe doamnă. care am văzut în prima fotografie din da, biografia mea. Și uh, datorită cărora am această relație cu Dumnezeu. Dacă atunci când eram mică îmi plăcea să privesc icoanele din biserică, rămâneam așa după slujbe și analizăm fiecare, analizam acele minunății pictate pe perete, Uh, uite că acum 2 ani m-am apucat și eu să pictez. Prima icoană a fost Sfântul Ciprian, pentru că atunci te uh, foarte intens uh, acatistului. Și de atunci nu m-am mai oprit. Iar de anul trecut, când am fost în lockdown, uh, singura mea scăpare, ca să zic eu de multe ori asta, ca să nu nebunesc, uh, a fost acest refugiu în lumea culorilor. Așa cum noi, eu în muzică am o diversitate de culori, o pun, în, o pun pe lemnul icoanei de această dată. Și acum când am început iarăși activitatea intensă, nu pot să las pictura. Chiar și acum la București am făcut trei icoane, iar Așteptăm două prim... sunt în lucru. Așteptăm prima expoziție de pictură da, toată Elena Moșup. Până atunci vă dorim izbânzi la fel de mari și să fiți românca din vârful liricii internaționale. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că acest popor și această țară, extraordinar de frumoasă și minunată, merită să fie mai cunoscută și mult mai mult pusă în valoare cu ce are mai bun peste hotare.